Dumnezeule, pe mare mila ta ne rugăm-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru odihna eroilor ostași, pobor morți în război și pentru casele seiertelor toată greșeala cea de voie, cea fără de voie. Cinstirea eroilor înseamnă credință, pentru că ei ne-au lăsat glia aceasta strămoșească, cu sângele lor au vărsat pe acest pământ pe care noi astăzi circulăm liberi, ca să le cinstim memoria. Unii au picat în războiul de independență la 1877, alții au picat în primul război mondial 16-18, iar alții în al doilea război mondial 41-45. Pentru toți aceștia, întreaga ortodoxie și noi de aici, le cinstim memoria și an de an lăsăm urmașilor ca să ducă această tradiție a cinstirii eroilor mai departe, ca această credință să dăinuie peste veacuri, că ori de câte ori apare cinstirea eroilor și înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la ceruri. Mă bucur că am reușit ca împreună cu Părintele Bălașa să facem ca această cinstire a înaintașilor noștri să fie an de an să aibă loc în satul nostru, în satul Români, pentru că la inițiativa noastră a fost ridicat acest monument în cinstea eroilor și e bine ca tineretul, copiii de astăzi care participă la acest eveniment să țină minte și să ne ducă mai departe tradiția. E bine să nu uităm de eroi, cum spunea și părintele, pentru că datorită lor și sângelui pe care l-au lăsat pe câmpurile de muncă, de luptă, astăzi noi trăim în libertate și putem să ne bucurăm de copiii noștri și de părinții noștri. Locuitorii orașului Băbeni au cinstit ziua eroilor alături de autoritățile locale la biserica din satul Romanii. După o scurtă slujbă de pomenire a celor care s-au sacrificat pentru libertatea românilor, cei prezenți au ascultat un mic concert oferit de tinerii elevi din localitatea vâlceană. Acum, niciodată!